Hai să trăiți bine într-o zi de duminică, mă uit la ceas, este ora 12, cu alte cuvinte, miezul zilei. S-au scurs 2 ore de când tot încerc să duc la bun sfârșit un vlog pe care mi-l propusesem să-l postez deja pe canalul de YouTube, dar s-au întâmplat tot felul de lucruri mărunte care m-au deviat de pe trasa normală. Începusem filmarea la exterior în urmă cu vreo câteva ore, când vremea de afară era minunată, soarele strălucea destul de puternic și eram surprins de apariția acesteia, pentru că cei de la meteo ne-au informat că va ploua pe tot parcursul zilei. Probabil sperurile după amiezii se va întâmpla și un astfel de lucru, dar până atunci intenționam să duc la bun sfârșit un vlog. Numai că după ce m-am așezat la masă, mi-am dat seama că în spatele meu este o hârmălaie de nedescris. Este perioada în care păsările se împerechează, au venit pe acel lac pe care l-ați tot văzut în filmările mele să își marcheze teritoriul și există un moment în care masculii încearcă să își câștige supremația. Deja s-au format câteva perechi și probabil peste vreo lună bobocii alături de părinților vor mișuna prin jurul locuinței mele. Sunt niște imagini minunate care mi-aduc aminte de vremea copilăriei, dar pe care am să vi le prezint și eu în momentul respectiv, sau mai bine zis în clipa în care vor apărea acești pui de păsări, de rață, de gâște, de ciorfiele. Astăzi v-am pregătit un subiect legat de întrebările pe care mi le-ați adresat în ultimii ani. Mi-am notat pe o foaie de hârtie câteva aspecte legate de acestea, dar înainte ca să intru cu prinsul vlogului, doresc să mai fac câteva precizări vis-a-vis de ceea ce am produs în ultima perioadă. Hai să vă spun de ce am dat numele vlogului de dată recentă Speaker Nemotivațional, pentru că doream să vă induc faptul că nu este bine să țineți cont totdeauna de părerile unora care, profitând de faptul că noi suntem acasă, sechestrați în locuințe, încearcă să ne pregătească programul pe care noi ar trebui să-l avem într-o zi normală. Ei ne spun că nu avem motive să ne plictisim și am putea umple timpul liber cu tot felul de activități. Hai să vă dau un exemplu. Majoritatea dintre voi cred că sunteți persoane cu un IQ cât de cât normal și știți mai bine ceea ce trebuie să faceți, dar când vine un individ și ne spune că ar trebui să ne apucăm de cântat sau să scriem o carte sau să avem tot felul de activități pentru ca vremea să treacă mai repede ziua, să nu se sfârșească într-un mod plictisitor, atunci încep să mă enervez și să mă irit, deoarece studiind IQ-ul acelor persoane chiar și de la distanță îmi dau seama că nu sunt peste cel pe care îl dețin eu. De ce trebuie cineva să vină să îmi spună că trebuie să iau mătura și să fac curățenie în casă și eu pot să mă gândesc la o astfel de chestie, mai ales că nu-mi place să trăiesc în mizerie. Eu nu consider că acești indivizi sunt utili. Ar trebui să urmărim un alt fel de content și există într-adevăr pe YouTube persoane care au produs de-a lungul timpului vloguri interesante. Mergeți către traveling, către acei oameni care pun pe tapet tot felul de rețete alimentare pe care voi nu le gătiți zilnic, traveling, food și mai puteți să vă duceți către construcții, pentru că în ultimii ani se experimentează tot felul de moduri de a ridica case. Sunt lucruri care vin din urmă, lucruri pe care noi nu le folosim de obicei, mai ales cei ce suntem tradiționaliști, dar niciodată nu se știe când ne este utilă o informație legată de acest capitol al construcțiilor. Nu vreau eu să vă dau sfaturi, de aceea spuneam că nu vreau să pozez în postura de a fi un speaker motivațional. Mai mult decât atât, am pus titlul vlogului respectiv Speaker Nemotivațional și v-am tot spus de atâtea ori că nu trebuie să țineți cont de părerile mele. Sunt doar niște informații pe care vi le dau, lucruri pe care eu le percep și așa cum am spus mereu, fiecare are drumul său în viață, dar mai ales noi ca și popor suntem construiți ca să nu acceptăm sfaturile celor din jur.
doar dacă aceștia vin din partea celor ce ne-au crescut sau din partea unor persoane pe care noi le considerăm că au un IQ mai ridicat decât al nostru. Așadar, sunt foarte multe lucruri de făcut într-adevăr în această perioadă, dar nu este necesar să vă pierdeți timpul cu indivizii care încearcă să profite de voi și apar pe canalele de YouTube pozând în postura de speaker motivațional. Mai există și acele live-uri. Sunt oameni pe care voi ați urmărit cu o deosebită plăcere, oameni capabili să realizeze tot felul de contenturi, persoane care călătoresc, oameni din showbiz sau din stand-up, habar n-am ce fel de preferințe aveți voi, dar care în momentul de față se află blocați în locuințe sau în locații de unde nu pot să evadeze. Încearcă să facă live-uri, dar am înțeles, 1, 2, dar când faci live în fiecare zi și ți se adresează aceleași întrebări, cum poți să crezi că cineva te va urmări pe parcursul la 3 ore, tu doar răspunzând ca un robot la întrebări fără sens? Eu cred că aceste live-uri trebuie făcute, dar nu atât de des, pentru că, așa cum spuneam, mai există și persoane ce nu au un IQ ridicat, dar profită de naivitatea acestui efect de turmă, câștigând capital electoral cu tot felul de lucruri excentrice pe care le fac, după care fac aceste live-uri și voi vă duceți pe acele canale crezând că persoanele respective sunt un fel de speaker motivațional. Cred că m-am băgat în prea multe cuvinte și v-am dus pe un tărâm destul de închis, din care voi nu ați înțeles prea multe, așadar hai să trecem la ale noastre și să vă răspund la acele întrebări pe care voi mi le-ați adresat. Unele de curând, dar altele și care sunt de vreo 3-4 ani, totuși par de actualitate. Așadar, în ultima perioadă, anumite persoane m-au întrebat de locațiile pe care aș dori să le vizitez. Nu sunt o persoană care a călătorit extrem de mult în acești 9 ani de când se află pe teren american. Mai mult decât atât, v-am tot spus că am făcut naveta între Chicago și New York. Este o autostradă extrem de plictisitoare, chiar dacă mă opream nu aveam ce să vizitez, nu am nimic cu persoanele care locuiesc în state precum Indiana, Ohio sau, îmi scap acum, am un lapsus, Pennsylvania, chiar nu am nimic cu acele persoane, dar mi se par foarte plictisitoare acele locații și nu sunt locuri în care să vezi lucruri mai interesante decât cele pe care le descoper în jurul meu. Așadar, nu am o vastă experiență din care să vă povestesc prea multe locuri pe care le-am vizitat în SUA. Din acest motiv, mi-aș dori ca să merg în viitorul apropiat să vizitez statul Colorado, dar vreau să mai adaug încă o chestie. Nu sunt tipul de persoană care se duce în locații precum Las Vegas sau Miami sau LA. Într-adevăr, m-am dus în New York, dar acolo locuiește unul dintre cei mai buni prieteni ai mei și alături de un alt prieten care de altfel este și el situat în această categorie, prieteni pe care îi am și pe care îi stimez foarte mult. Unul locuiește în New York, altul în afară din oraș, plus că mai am niște neamuri foarte apropiate acolo cu care de altfel am o relație foarte bună și persoane pe care le stimez. Așadar, ori de câte ori merg în acea direcție, am ce să fac și mai mult decât atât îmi face deosebită plăcere să vizitez acele persoane. Ok, spuneam că vreau să vizitez statul Colorado și vă informam că nu îmi place aspectul comercial al vacanțelor. Poate voi ajunge în Las Vegas, dar nu țin morțiș să facă acest lucru. Altă locație unde m-aș duce în viitorul apropiat, vă spuneam de Alaska într-un vlog de dată recentă, dar nu știu dacă mai stă în picioare acest proiect, va urma după această pandemie cu siguranță o perioadă de recesiune, să vedem ce se va întâmpla și cu bugetul meu, care probabil va fi afectat și el de situația de față, dar având în vedere că totuși suntem în SUA, s-ar putea ca lucrurile să se reprindă mai repede decât alte părți ale lumii și din ce spun experții, cam în jur de un an, jumate, 2 ani vor fi necesari până când economia SUA va ajunge la nivelul pe care l-a avut înainte să se declanșeze
Această nebunie cu virusul despre care toată lumea vorbește. O altă locație pe care mi-aș dori să o vizitez, dar cu siguranță, sau cel puțin în proporție de 90%, nu voi ajunge acolo, este, spre surprinderea noastră, Siberia. Am urmărit câteva vloguri de pe acel teritoriu. Sunt atras mai mult de zonele mai rece decât de punctele fierbinți. Îmi place clima mai răcoroasă și... Din acest motiv nu pot să spun că mă simt neconfortabil, chiar dacă uneori am mai protestat și eu că aceste ierni la Chicago sunt de lungă durată, mai puțin cea pe care am parcurs-o în ultima perioadă, iată că beneficiem de, totuși de o primăvară cât de cât normală. Așadar, mai sunt și alte locații, precum Canada, o locație la îndemâna mea, pentru că se află în, nu foarte departe de zona în care locuiesc, Australia, bineînțeles, și, așa cum spuneam, statul Colorado. Zone pe care nu mi-am propus să ajung vreodată, păi aș începe cu India. Am primit prea multe informații negative și mai mult decât atât lucrez pentru, din când în când, pentru comunitatea indiană de aici, de la Chicago, și îmi dau seama cam ce fel de cultură au ei. Cred că dacă mai simt foarte mult acel miros de curry, o să învărs mațele. Mai mult decât atât, am înțeles că în India străzile sunt extrem de mizerabile, oameni care urinează pur și simplu în timpul zilei, nu le pasă unde sunt în mijlocul populației, dar nu sunt atras de acea cultură indiană și nu cred că voi ajunge vreodată pe acel tărâm. Mai am alte locații care sunt puse pe lista mea negativă, bineînțeles și China, nu vreau să merg în locații unde există regimul comunist, mi-a ajuns unul care, în care mi-am derulat activitatea 18 ani, chiar dacă am fost copil o perioadă bună și nu am înțeles prea multe cu ce se mânca acel regim. Totuși am prins câțiva ani în care mi-am putut da seama cât de nociv este un astfel de regim. Vei spune că în China este diferit, un regim mai open mind, cum îi place americanului să spună, mai deschis la minte, putem să vizităm tot felul de chestii, dar eu mă gândesc numai la ce fel de lucruri mănâncă acei chinezi și pe lângă faptul că totuși există un regim comunist. Îmi sunt de ajuns aceste două lucruri pentru a nu lua contact cu acel teritoriu. O altă zonă pe care nu mi-am propus niciodată să ajung este teritoriul arab. Aici 100% cu siguranță, sau mai mult 100% nu voi ajunge. Știu că uneori greșesc și eu în exprimare. Așadar, cam acestea sunt țările pe care aș dori să le vizitez, dar și teritoriile pe care nu mi-aș dori să ajung. Ce canale de YouTube urmăresc, vedeți voi, nu vreau să vă dau prea multe informații legate de acest aspect, fiecare avem părerile sale, dar dacă totuși vreți un canal liniștit, un canal pentru toate vârstele, există o doamnă din Michigan de etnie română care are un canal pe care eu îl urmăresc și chiar îmi place, un canal care mă liniștește, vloguri realizate într-un mod profesionist, vloguri din viața unei persoane care viețuiește pe tema americană, dar și vloguri în care vă sunt explicate anumite aspecte pe care voi vreți să le cunoașteți. Poate sunt oameni ce intenționează să vină aici în SUA și pe acel canal găsiți tot felul de informații. Nu mai știu sigur cum se numește canalul, dar dacă scrieți pe YouTube Alexandra Albin, cu siguranță veți descoperi acest canal. Am făcut o pauză deoarece auzisem un copil cum plânge afară. Sunt foarte multe persoane care au ieșit într-o astfel de zi cu familiile, să se plimbe pe alei. Așa cum vă spuneam, Yankee au un alt mod de a sărbători această zi sfântă. Așadar, pe alți vloggeri nu vin recomandă, fiecare cu preferințele voastre, totuși v-am dat o recomandare dacă vreți să țineți cont bine, dacă nu, este problema dumneavoastră. Mulți m-ați întrebat despre viața mea în SUA, cum o percep eu. Acest subiect este destul de complex și cred că aș putea să vorbesc până mâine. Fiecare individ are modul său de a vedea lucrurile. Acum depinde cât de deschis ești la minte și cât de mult vrei să evoluezi ca persoană dacă vii pe teren american.
În momentul în care sosești aici și vii cu niște lucruri împământenite din țara în care ai viețuit foarte mult, ai extrem de mari probleme de adaptare. Acest lucru mi s-a întâmplat și mie, aveam câteva aspecte pe care încă nu mi le radiasem din memorie, obiceiuri nocive, cel puțin din punctul meu de vedere, și acestea mi-au venit de hack în primii ani de SUA, m-am acomodat destul de dificil. Nu mă feresc să spun că au existat nopți în care m-am trezit în mijlocul acestora și chiar m-am gândit să mă întorc pe tărâm românesc. Mereu mi-am repetat că familia este aici, am urmat-o și trebuie să merg mai departe. Așadar, depinde cât de mult îți dorești să îți construiești o viață aici pe teren american și cât de deschis ești în a înțelege că peste ocean este o societate diferită din toate punctele de vedere. V-am mai tot explicat de-a lungul timpului unora dintre voi care m-ați interpelat telefonic sau cu ajutorul rețelelor de socializare că în SUA totul este diferit de Europa, începând de la o farfurie simplă până la modul de abordare al unui funcționar care vă oferă răspuns la serviciile pe care voi dori să le accesați pentru a vă îmbunătăți calitatea vieții. Sunt foarte, foarte multe de discutat. Cred că cel mai bine aș face în momentul în care m-aș întâlni cu voi face-to-face, pentru că acum, așa cum spuneam, aș risca să stau câteva ore în fața camerei de filmat și să vă dau tot felul de informații. Ok, ce părere ai despre zona în care locuiești? Nu am o experiență vastă, v-am mai spus, nu am vizitat foarte multe tărâmuri din SUA, dar din ce am acumulat pe parcursul acestor aproape 9 ani, pot să vă spun că statul Illinois are niște orășele extraordinare din toate punctele de vedere, numai că este normal ca locuind într-o zonă unde nivelul de trai este mai ridicat și taxele să fie uriașe, foarte, foarte mulți oameni se plâng de acest aspect și dacă studiați anumite canale care se ocupă cu tot felul de studii, veți observa că există mulți oameni care părăsesc statul Illinois și se îndreaptă către alte locații pentru că nu mai fac față cerințelor vieții de pe acest tărâm. Am spus uneori că statul Illinois poate fi asemuit cu unul comunist, nu neapărat pentru că democrații sunt la putere mai mereu aici, dar aceste taxe ne copleșesc pe toți și poate am să fac un vlog tot astăzi și am să vă explic de ce aceste taxe sunt uriașe aici pe tărâm american. Ce aș mai putea spune de acest tărâm pe care locuiesc este o climă asemănătoare cu cea din România. Bineînțeles, iernile sunt mai aspre, precum cele pe care le aveam pe tărâm natal în vremea copilăriei, dar acest lucru nu mă deranjează foarte mult. Am mai protestat și eu din când în când, deoarece la un moment dat te saturi de acele temperaturi negative sau de acel strat de zăpadă consistentă care îți îngreunează plecatul la muncă sau derularea activității în condiții normale. Sunt mulțumit de ceea ce am descoperit în statul Illinois. Deocamdată nu am de gând să mă mut de pe acest teritoriu. Dacă o voi face, probabil va fi în perioada în care voi fi nevoit să renunț la lucru, în momentul în care mă voi pensiona, pentru că cu retribuția ce îmi va fi oferită în urma anilor prestații, cu siguranță n-aș putea supraviețui pe un astfel de tărâm. Am la îndemână un milion de posibilități. Există locații în SUA unde chirinile sau casele, prețul caselor sunt foarte, foarte mici, bani pe care i-ai primi în momentul de față dacă te-ai pensiona, cu siguranță ar fi îndeajuns de încât să îți dea posibilitatea să duci un trai normal. Vom vedea ce va mai fi până atunci, deocamdată să trecem peste această pandemie, dar și peste anii ce vor veni, deoarece se anunță a fi unii extrem de dificili. Experții ne spun că pe lângă această criză vor mai urma și alte lucruri asemănătoare cu cele ce se derulează în momentul de față, deoarece noi oamenii nu ne dăm pace și încercăm să fim cât mai excentrici. Apropo de situația din China, se spune că
acea pandemie a fost declanșată și cu ajutorul bogătanilor de pe această planetă. Nu știu dacă am mai făcut o astfel de afirmație, dar mie nu prea place să mă lansez în teorii. Am văzut că unele persoane se duc către acele antene 5G să le fie de bine. Eu nu cred într-o astfel de chestie. Mi se pare de un penibil dus la rang de artă. Merg totuși pe ideea că omul în mizeria lui sau în mentalitatea lui mizerabilă a produs acest virus, în sensul că a trăit într-o infecție extrem de mare și vedeți ce se întâmplă în aceste piețe, de ce mi se pare China un teritoriu pe care nu mai ajunge niciodată. Vă dați seama că s-au deschis acele piețe și oamenii și-au reluat acele obiceiuri, apar din nou animalele. De data aceasta nu mai sunt vii, ci pentru că legislația chineză s-a schimbat și le-a impus piețarilor să nu mai pună la tarabă animale vii, ci doar trecute în neființă pe care să le vând populației, dar în continuare se consumă carne de câine, de pisici și tot felul de feline pe care un om normal nu ar trebui să le folosească ca și hrană. Din acest motiv, eu cred că noi nu am evoluat ca specie și dacă există sute de milioane care se duc către o astfel de bucătărie, ce poți să spui despre obiceiurile acestora? Sunt vremuri extrem de ciudate pe care nu mi-aș fi dorit să le parcurg. Credeam că odată evadat din acel regim comunist și evadat și abordat alte democrații, sau mai bine zis, s-a ajuns în democrații mai dezvoltate. Iată că lucrurile nici acolo nu stau la fel. Acum nu pot să spun că în SUA mă simt rău, mai mult decât atât chiar îmi place să afirm că aici este casa mea, chiar dacă tradiționaliștii nu concep o astfel de chestie. Ei merg pe ideea că acolo unde te-ai născut trebuie să și mori. Eu am o altă abordare a situației și îmi place să cred că acolo unde mă simt cel mai bine înseamnă locul meu sau casa mea. Cred că am trecut de la un subiect la celălalt. Și până la urmă închei aici răspunsul la această întrebare legată de taxele din SUA. Nu, de fapt vă dădusem informații despre cum văd eu viața de aici, din zona în care locuiesc. Am vorbit despre taxe, așadar v-am mai tot informat că noi suntem sclavii stomacului. Vedeți ceea ce se întâmplă și cu religia noastră, care totuși ar fi trebuit să se ducă în altă direcție. Din punctul meu de vedere, noi suntem sclavi ai stomacului și ori de câte ori vine o sărbătoare peste noi, ne gândim cum să așezăm foarte multe bucate pe masă. Habar n-am de ce preoțimea sau capii bisericii nu ies în aceste zile să le spună oamenilor că mai important este starea sufletească decât stomacul. Și ați văzut și voi acele reportaje cu pensionari sau cu oameni care iau cu asaltă piețele, uitând de acele recomandări ale autorităților de a ține distanța și de a reduce numărul de infectări. În momentul în care pe noi ne râcâie stomacul, încercăm să îi dăm acestea posibilitatea să doarmă liniștit, în sensul că este mai important să ne procurăm hrană, pentru ca, așa spune tradiția, să încărcăm masa sărbătorilor pe care le parcurgem extrem de mult și vom vedea ce va fi. De aceea multe clișee din vocabularul nostru se potrivesc de minune. La fel ne spuneau și bunicii noștri să mâncăm, deoarece nu se știe niciodată când vine vreo pandemie și să nu ne prindă cu stomacul gol. Cam acesta este mesajul pe care am dorit să-l transmit în vlogul de astăzi. Deja mă doare gâtul cât am vorbit. Vă spuneam că am mai încercat de vreo 20 de ori să duc la bun sfârșit un astfel de vlog. Am obosit doar pălăvrăjind în fața camerei de filmat. Să aveți o duminică liniștită în continuare. Probabil cei de pe tărâm românesc vă pregătiți de somn în momentul în care eu voi posta vlogul. Urmează o săptămână
sfântă pentru noi ortodoxi și cu multe evenimente și cred că ar trebui să stăm mai aproape de cele sfinte și să ne gândim mai puțin la partea materială. Așadar, să petreceți zile liniștite și stați acasă, deoarece viața este mai importantă decât orice pe acest pământ. Numai bine!